Și de fiecare dată trebuie să avem acest gând în noi, ca să beneficiem de acest har al lui Dumnezeu. Când ne strângem aici să colectăm cuvântul lui Dumnezeu în inimile noastre, ca ieșind afară să nu păcătuim împotriva lui Dumnezeu și să trăim o viață după voia Lui. În această seară, fratele Iosif a citit din 1 Ioan, capitolul 5, câteva versete care vorbesc despre viață. Am vrea să vorbim despre viață, pentru că eu personal am observat că sunt două tipuri de oameni. Oameni care trăiesc o existență și pe altă parte sunt oameni care trăiesc cu adevărat viața. Și când mă refer la viață, mă refer din punct de vedere spiritual, la viața din Dumnezeu. Deci sunt o categorie care trăiesc o existență și o altă categorie care trăiesc viață. În primul rând vrem să vedem ce înseamnă existența. Ce este un lucru care există? Un lucru care există ocupă spațiu. Și orice lucru care există în acest univers ocupă spațiu. Ca să existi ca ființă umană, trebuie să ai câteva caracteristici, să le împlinești. În primul rând, trebuie să ai un trup omenesc. Trebuie să ai hrană, trebuie să dormi, trebuie să ai îmbrăcăminte, să ai un adăpost. Și când îndeplinești tot acest set de caracteristici, existi ca ființă umană. Deci, continui să ocupi spațiu. Dumnezeu n-a lăsat lucrurile ca să rămână la acest nivel existențional. Și El a pus viață în creația Sa. Spre exemplu, viața apei este diferită de viața unei flori, chiar dacă amândouă există. La fel și în om, Dumnezeu a pus viață. Dacă deschidem Sfânta Scriptură în Geneza, capitolul 2, cu versetul 7, Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului. I-a suflat în el suflarea de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. În primul rând, Dumnezeu a luat pământ, a creat ființa umană, trupul. Iar al doilea rând, în acest proiect al creierii, Dumnezeu a suflat viață peste el. Deci sunt două elemente complet diferite. Trupul și viața. Dumnezeu nu l-a lăsat fără scop în acest univers de om. Și a dat un scop. I-a spus ce trebuie să facă. I-a dat porunca să se îngrijească de grădină, să o păzească, să fie acolo prezent, să se scoală dimineața, să aibă părtășie cu Dumnezeu. Și totodată i-a luat o poruncă. Geneza 2 cu 16. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta. Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Întrebarea se pune, când omul a mâncat, a murit în ziua aceea. Din punct de vedere al existenței lui, n-a murit. El a continuat să mănânce, a continuat să lucreze, a continuat să se reproducă. Din punct de vedere al existenței, a continuat. Dar viața dinăuntrul trupului, viața din Dumnezeu a murit. Din clipa aceea. Din clipa când a călcat porunca lui Dumnezeu, viața pusă de Dumnezeu în om a murit. Și a rămas doar trupul, care se plimbă pe pământ. Dar Dumnezeu n-a lăsat să fie lucrurile așa. Și a avut o schimbare. De aceea a făcut o profeție. Tot în Geneza 3 cu 15. Îi vorbește șarpelui. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Spune Domnul Dumnezeu, din sămânța femeii voi ridica un urmaș care va zdrobi capul diavolului și va aduce din nou viață pe pământ. Această profeție se împlinește în Domnul nostru Iisus Hristos. Venind în lumea aceasta, El a dus viața pe pământ. A venit să ne răscumpere din acest trai al nostru, eșuat. Și a venit să ne aducă din nou la viață. În Ioan, capitolul 14, cu versetul 6, Domnul Iisus Hristos spune astfel. Iisus a zis, Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Domnul Iisus Hristos este viața. Și acela care vrea să trăiască trebuie să-L aibă pe Domnul Iisus Hristos. Am vrea să vedem în această seară
pentru Biserica din Morean. Să ne facem o cercetare să vedem dacă cu adevărat trăim viața din belșug din Dumnezeu sau doar existăm pe acest pământ. Pentru aceasta vreau să vedem trei lucruri. În primul rând, omul care vrea să trăiască cu adevărat trebuie să-L aibă pe Domnul Iisus Hristos în inima Lui, în mintea Lui, în făptura Lui. Dacă citim versetele care s-au citit, Ioan 5, de 1 Ioan, capitolul 5, la versetul 11. Și mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. Ce spune acest verset? Cel care l-are pe Fiul lui Dumnezeu, are viața. Iar ceilalți care nu-L au, ce se întâmplă cu ei? Nu au viața. Nu spune că sunt morți. Pentru că, din punct de vedere fizic, ei pot să trăiască. Spune doar că nu au viața în ei. Aceasta este diferența. Că poți să vezi un om pe stradă. El trăiește, din punct de vedere fizic. Dar spiritual, el este mort. Din punct de vedere al lui Dumnezeu, el este mort. Până nu ai pe Iisus Hristos, ești o făptură moartă. Acesta este primul punct. Întrebarea este, cum putem să-L avem pe Iisus Hristos? Cum sunt sigur că am pe Iisus Hristos? Continuăm citirea de la versetul 13. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi, care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viața veșnică. Cei care cred în Domnul Iisus Hristos au viață. Dacă vrei să ai pe Iisus Hristos în inima ta, în traiul tău pe acest pământ, trebuie să crezi. Acesta este primul punct. Crede în Iisus Hristos. Ce este credința? Cum pot să cred? Merge la definiția credinței în Evrei 11, cu versetul 1. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Ce este credința? Este o încredere neclintită. Imaginați-vă o stâncă. Vine vijelia, vine furtuna și bate în munte. Copacii de multe ori cad din rădăcină. Se rup copacii, dar stânca nu se clintește. Așa trebuie să fie omul credincios, ca o stâncă în mijlocul furtunii. Că va veni diavolul, vor veni oameni din jur care ne vor pune la încercare credința noastră și vor vrea să ne derâme, să ne scoată cu tot cu rădăcini afară. Dar dacă noi suntem ca o stâncă, bine închegată, nimic nu ne poate mișca. Acestea sunt oamenii adevărați lui Dumnezeu, cu o credință adevărată, autentică. Se poate să avem credința istorică. Să credem că Iisus Hristos a existat. Și puteți să întrebați la școală colegii sau la lucru. Și mulți dintre ei care se declară creștini vor spune că cred în Domnul Iisus Hristos. Învățăm și la istorie că a existat Domnul Iisus Hristos. Dar această credință istorică nu este mântuitoare. Credința mântuitoare trebuie să aibă un efect asupra vieții noastre. O schimbare, o transformare, o infuzie de viață. Atunci când Dumnezeu își revarsă viața Lui peste noi, aceasta este credința adevărată. Dacă citim din 1 Ioan 5, versetul 1. 1 Ioan 5, versetul 4, mă scuzați. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu, biruie lumea. Și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Cine este născut din Dumnezeu, ce face? Biruie lumea. Acesta este primul test. Să vezi dacă ai pe Iisus Hristos în viața ta. Dacă ești născut din Dumnezeu, biruiești lumea. Și dacă întoarcem invers acest verset, cei care nu biruiesc lumea, nu sunt născuți din Iisus Hristos. Acest test ar trebui să ne-l aplicăm astăzi în viața noastră și să ne uităm să vedem dacă avem acest criteriu. Să vedem cum suntem noi cu biruința față de lume. Mai sunt pofte? Mai sunt păcate care de multe ori ne pun la pământ? Mai este diavolul care își bate joc de noi printr-un fel? Să vedem cu adevărat dacă îl avem pe Iisus Hristos în viața noastră și dacă avem viață din El. Îl iau ca exemplu pe Saul din Tars. Să dați de dimineață acest exemplu. Acest om care a plecat spre Damasc cu această râvnă pentru Dumnezeu în mintea lui și
în filozofia vieții lui de atunci. Ca să aducă pe creștini prinți, să-i bage în temniță, pe unii să-i omoare cu această râvnă. Și pe drumul Damascului se întâlnește cu Iisus Hristos. Și această întâlnire cu Domnul Iisus Hristos îi schimbă viața pentru totdeauna. Nu mai este Saul fariseul, Saul care merge să prigonească creștini, nu. Și apoi devine Apostolul Pavel, Apostolul Iisus Hristos, care se dedică pentru Evanghelia sa. Aceasta este transformarea pe care creștinul trebuie să aibă. Dacă mergeai înspre voia lui Dumnezeu, împotriva voii lui Dumnezeu, atunci când primești viață din El, din Dumnezeu, ți se schimbă traiectoria vieții tale. Aceasta face credința în Iisus Hristos. Și acest impact are atunci când primești pe Dumnezeu în viața ta. Acesta este primul punct. Ca să ai viață, trebuie să ai pe Iisus Hristos. Al doilea test și al doilea lucru. Omul care ajunge să aibă viață din Dumnezeu are principii noi. Are principii noi. Dacă până atunci ne bazam pe principiile existențiale, ne bazam doar pe partea fizică, pe partea materială, să vedem cum zidim, să vedem cum adunăm, aici este traiul nostru, pe acest pământ. Atunci când te întâlnești cu Iisus Hristos și îți dă viața, lucrurile se schimbă. Vine și îți dă un alt set de legi, legile Sfintelor Scripturi. El vine și îți legăște în drumă ca să le accepți. Și omul care acceptă Sfânta Scriptură și acceptă ca fiind cuvântul lui Dumnezeu și o implementează în viața lui, are rod. Deci are viață. Dacă vă gândiți, mergeți într-o livadă și vedeți doi copaci, unul lângă altul. Unul care este verde și cu mult rod în el. Iar lângă el este unul fără rod, fără frunze, veștejit. Care dintre acești doi copaci are viață? Cel cu rod, nu? La fel este și cu creștinul, la fel este și cu noi. Se vede în viața noastră dacă trăim în funcție de rodul pe care îl aducem. Dacă nu aduc rod pentru împărăția lui Dumnezeu, nu trăiesc. Sunt mort. N-am viață. Sunt un pom uscat. Dar dacă rodul meu este bogat, am viața din Dumnezeu. Care sunt aceste roade? Haideți să dăm la rapid citirea versetului 22 din Galateni 5. Roada Duhului, din potrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Am vrea acum să medităm un pic la aceste cuvinte. Să vedem dacă le avem în viața noastră. Să vedem dacă avem viață în noi. În primul rând, cum stăm noi cu dragostea? Cum stăm cu bucuria? Mai suntem bucuroși? Cu facerea de bine, bunătatea, îndelungă răbdare, credincioșia. Cum stăm noi cu lucrurile acestea? Le avem în viața noastră? Dacă nu le avem, s-ar putea să nu avem viață din Dumnezeu. Poporul Israel a fost captiv în Egipt mai multe sute de ani. Iar Dumnezeu, în îndurarea lui cea mare, a vrut să-i scoate din Egipt și a scos cu brațul său puternic. I-a scos afară, i-a trecut prin Marea Roșie. Și ce a făcut după aia? Le-a dat legea. Le-a dat Tora. Și le-a zis, dacă până acum voi ați trăit după capul vostru, sau după legile Egiptului, de acum să știți că eu sunt Dumnezeu, vă dau legi noi. Legile mele, El le-a scris cu mâna sa pe tăblițe. Și le-a dat poporului ca să le împlinească. Ce se întâmpla când poporul împlinea legea? Mureau. Asta se întâmpla când nu împlineau legea. Sunt mai multe cazuri în care cei care au păcătuit și au fost împotriva legii Dumnezeu au murit. Vreau să dau un singur exemplu. În Numeri, capitolul 15, ni se povestește o întâmplare, ni se relatează o întâmplare, în care un om, în ziua sabatului, o zi pe care Dumnezeu a scris pe tăblița aceea că trebuie sfințită,
că trebuie ținută, că este ziua de odihnă, că nimeni nu are voie să muncească și toți trebuie să se încheie înaintea lui Dumnezeu, omul acesta în ziua sabatului s-a trezit că nu are lemne. Și s-a dus pe câmp să adune lemne. Adunând lemne în ziua sabatului, ce s-a întâmplat? Mulțimea l-a văzut, cei din rol l-au văzut. L-a luat și l-a dus la Moise și a zis, Moise, uite ce face omul ăsta. În lege scrie, n-ai voie să muncești în ziua sabatului, uite, l-am prins muncea. Ce să facem? Nici măcar Moise n-a știut ce să facă. Și s-a dus și l-a întrebat pe Dumnezeu, Doamne, ce să fac cu omul ăsta? Uite ce a făcut cu legea lemne în ziua sabatului. Ce să fac cu el? Știți care a fost pedeapsa lui Dumnezeu? Că trebuie omorât. Pentru ce? Pentru niște lemne? Zicem noi. Da. Pentru niște lemne. Pentru că porunca lui Dumnezeu este porunca lui Dumnezeu. L-au scos afară. L-au scos afară din de unde erau ei și l-au lapidat. Și asta este pedeapsa. Atunci când ne permitem să ne jucăm cu poruncile lui Dumnezeu, cu principiile lui Dumnezeu. Aceasta ar trebui să ne raportăm la, să ne raportăm la viața noastră. Poate nu aduce nimeni afară din biserică să mă omoare cu pietre. Dar atunci când îmi permit să calc în picioare voia lui Dumnezeu și porunca lui, cu siguranță mor. Cu siguranță mor în interiorul meu. Da, eu pot să continui să merg să muncesc, eu continui să mă duc să îngrijesc la casă la mine sau să fac alte lucruri. Dar din punct de vedere spiritual să mor. Atunci când îmi permit să nu iau în seriozitate cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta a fost o relatare negativă a poporului sfânt. Am vrea să dăm și un exemplu pozitiv. Oamenii care au avut principiul și l-au respectat. Îl avem pe Daniel și cei trei prietenii săi. Și ei luați robi din casa lor și duși în țara Babilonului. Acolo, cum știți, au căpătat trecere înaintea împăratului, erau frumoși la chip, erau oameni inteligenți, oameni descurcăreți. Și împăratul s-a ocupat special de ei, că a vrut să-i ține ca slujitor la casa împăratului. A venit și le-a dat de mâncare și a zis, uite, luați de mâncare ceea ce mănâncă împăratul, ceva special, a trebuit să fie o onoare pentru voi. Dar știți, s-a scurat Daniel, știți ce a zis slujitorului? Te rog, nu ne da mâncarea împăratului. Noi nu vrem să ne spurcăm cu mâncarea împăratului. Noi avem niște legi și noi nu trebuie să ne... N-avem cum să ne spurcăm cu mâncarea împăratului. Te rog frumos, dă-ne zarzavaturi. Și o să vezi că noi o să fim mai frumoși, mai puternici decât toți ceilalți. Știți ce a făcut Dumnezeu? Văzând în atitudinea lui Daniel și a prietenilor săi, nu după multă vreme au ajuns printre cele mai importante persoane din Imperiul Babilonic. De ce? Pentru că au ținut legea lui Dumnezeu. Pentru că au ținut la principiile lui Dumnezeu și le-au implementat în viața lor. Au stat în picioare. Au stat în picioare și au zis, uite, asta e legea, asta sunt eu, astea sunt principiile mele și le respect. Iar Dumnezeu, văzând lucrul acesta, că niște tineri stau în picioare, în fața împăratului, cu asemenea dovezi, cu asemenea lucruri, Dumnezeu s-a ținut de cuvânt și a binecuvântat. Pentru că cei care au poruncile și le împlinesc, cei care l-au pe Dumnezeu și viața lui Dumnezeu în viața, în trăirea lor pe acest pământ. Și această carte o împlinesc, Dumnezeu îi binecuvântează. Avem nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu pe acest pământ. Trebuie să o recunoaștem. De aceea, haideți să ținem principiile. Haideți să le iubim, să le prețuim și să le dăm mai departe. În al treilea rând, cel care primește viață din Dumnezeu, primește o viziune nouă. Primește o viziune nouă. Este importantă viziune. Eu cred că este foarte importantă. Să știi încotro te îndrepți. Ce este viziunea? Este modul de a vedea, de a concepe sau de a considera lucrurile. Este modul în care te raportezi la viața ta. Un om fără Dumnezeu se va raporta la viața lui strict din mod material. Va merge la muncă, își va câștiga pâinea, se va duce în weekend probabil într-un bar, se va distra, cum spun. Aceasta este viața pe care o trăiesc până la 70 de ani și apoi mor din cauza tutunului sau din cauza altor lucruri. Și pot să zic că am trăit, au trăit. Așa este viziunea oamenilor care nu au pe Dumnezeu.
Dar omul care primește viață din Dumnezeu, percepția lui, viziunea lui se schimbă total. Pentru că a intrat în contact cu Dumnezeu, Creatorul Cerului și al Pământului, care îți dă o viziune nouă, îți dă o putere nouă, îți dă viziune și nu numai viziune, îți dă și putere să ajungi acolo. Aceasta se numește metanoia, în limba greacă. Schimbarea minții, schimbarea perspectivei sau a percepției tale. Atunci când Dumnezeu vine în viața ta și îți dă viață, ca să știi cum să trăiești. Luăm ca exemplu, tot din poporul Israel. Au ajuns la graniță cu țara Canaan. Țara pe care Dumnezeu le-a promis-o. O țară care va curge lapte și miere. Și zice Moise, luăm 12 iscoade, din fiecare seminție a lui Israel, câte unul. Duceți-vă, cercetați, vedeți cum e țara. Aduceți-mi un raport, vedeți dacă sunt cetăți mari, sunt cetăți mici, cum sunt oameni, sunt înarmați, sunt oameni buni, cum sunt roadele acolo, este cu adevărat lapte și miere, are loc să mergem sau nu? S-au dus 12 oameni, au vizitat țara, s-au mirat de roadele care erau acolo. Un strugure imens, trebuia două persoane să-l care. S-au întors după câteva zile în tabără unde erau izraeliții și le-a dus raportul. 10 dintre ei, plângând, disperați, aici sunt amaleciți, aici sunt uriașii, aici ei mănâncă pe fiii oamenilor, nu le are nicio șansă împotriva lor. Aceasta era viziunea oamenilor fără Dumnezeu, care văd doar primejdile, care văd doar piedicile, care văd doar cetățile mari, care văd doar uriași. Dar dintre aceștia 12, doi erau călăuziți de un alt duh, așa spune Sfânta Scriptură, Caleb și Iosua. Fiind călăuziți de un alt duh, ei aveau o altă perspectivă, o altă viziune. Aveau viziunea lui Dumnezeu. Ei l-au crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. Și a zis, dacă Dumnezeu este cu noi, noi pe oamenii ăia, indiferent cât de uriași sunt, noi mâncăm de vii. Indiferent cât de mari vedeți voi cetății acolo, noi le distrugem. Pentru că Dumnezeu este cu noi și știți ce au remarcat oamenii aceștia? Iosua și Caleb. Au zis, oamenii aceia, chiar dacă sunt uriași, ei nu au pe nimeni. Noi în spatele nostru avem o istorie cu Dumnezeu. Ne-a scos din Egipt. Ne-a trecut Marea Roșie. A făcut minuni până aici. De ce să nu o facă și mai departe? Aveau viziunea lui Dumnezeu acești oameni. Ar trebui noi ca biserică să avem viziunea lui Dumnezeu. Indiferent cât de mari se par uriașii de afară, ar trebui să vedem că în spatele nostru este Dumnezeu. Aceasta ar trebui să vadă biserica, acesta ar trebui să vadă credinciosul. Să-L vadă pe Dumnezeu că este în spate, un Dumnezeu care poate, un Dumnezeu care este tot puternic. Nu uriașii, nu cetățile, ci pe Dumnezeu nostru. Care dacă vrea să ne dea strugurile aia, ne dă. Indiferent ce trebuie să se întâmple, El ne dă strugurile când ne-a promis. Așa a văzut Iosua și Caleb. Aceasta este să fii inspirat de Dumnezeu, să ai viziunea lui Dumnezeu. Diavolul se luptă cu orice chip să ne distrugă viziunea. Viziunea bisericii și viziunea credinciosului. Ne dă tot felul de momeli, ne dă tot felul de încercări, ne dă tot felul de ispite ca să ne împiedicăm și viziunea noastră să nu mai fie clară. Să vedem ca în ceață, să nu mai vedem pe Dumnezeu și promisiunile sale. Asta încearcă să facă diavolul. Ne ducem aminte de Samson. Un om puternic. Probabil cel mai puternic om care a trăit pe fața Pământului. Îi bătea când vroia pe filisteni. Unde vroia. Un om puternic. L-au prins filistenii. Știți istoria. Nu are rost să vă relatez pe toate. L-au prins filistenii. Întrebarea mea este de ce ne-au tăiat mâinile? De ce ne-au tăiat picioarele? Un om fără mâini ce poate să facă? Fără picioare cum poate să se bată? Dar știți unde au tăcat filistenii? I-au scos ochii. Că un om fără viziune, indiferent cât de puternic ar fi, nu poate să facă nimic. Un om fără viziune, indiferent cât de puternic va fi, nu poate să facă nimic. O biserică fără viziune, fără viziunea lui Dumnezeu, indiferent cât de lungi ar fi rugăciunile, indiferent cât de predicator bun ar avea, o biserică fără viziune este zero. Un credincios fără viziune
Oricât de mult citește din Sfânta Scriptură, numai așa ca să citească, să spună că a citit 10 pagini. Dar dacă nu are viziunea lui Dumnezeu în el și viața este zero. Vedeți, dumneavoastră a fost o biserică despre care ni se datează pe pagini Sfântilor Scripturi, în Apocalipsa, capitolul 3. O biserică care a crezut că are viziune, dar nu avea nimic. Este vorba de biserica din Laodiceea. Domnul Iisus Hristos ne lasă aceste cuvinte în Apocalipsa 3 cu 17. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Aceasta era viziunea bisericii. Așa vedeau ei atunci. Că sunt bogați, că s-au îmbogățit, nu duc lipsă de nimic. Așa se vedeau ei. Dar Domnul Iisus Hristos rectifică și spune altfel. Tu nu ești așa cu adevărat. Viziunea ta este greșită. Este greșită viziunea ta. Tu cum ești? Și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curat prin foc, ca să te îmbogățești, și haine albe, să te îmbraci cu ele, și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale, și doctorie pentru ochi, ca să-ți unghi ochii și să vezi. Doctorie pentru ochi, ca să-ți unghi ochii și să vezi. Am vrea să ne cercetăm această seară. Probabil este un moment al credinței noastre. Ar întoarce noastră la Dumnezeu. Am vrea să vedem cum stăm cu viziunea noastră. Avem viziunea lui Dumnezeu? Sau ne luptăm de dimineața până seara pentru viziunea materială? Am vrea să vedem, mai este Dumnezeu, mai este Iisus Hristos în centrul vieții noastre? Abundă viața noastră de prezența lui Dumnezeu? Spunea Domnul Iisus Hristos că din noi vor ieși zboare de apă vie. Oare așa este și cu noi? Așa este și cu biserica de aici? Îl avem pe Iisus Hristos în viața noastră. Avem principiile Lui. Și dacă le avem, le împlinim, avem rod. Și în al treilea rând, viziune din partea lui Dumnezeu. O mai avem? Și dacă o avem, o prețuim? Am vrea ca Dumnezeu să binecuvânteze biserica noastră. Să ne dea viziune, să ne dea putere. El să fie cu noi, că atunci când va veni pe nouă cerului, să nu rămână niciunul dintre noi aici jos, oameni. Amin.